Prin urmare, o să dau cuvântul colegului meu, domnul director economic, pentru a supune la vot acest proiect de hotărâre pe capitole. Va citi fiecare capitol în parte și care va fi supus la vot. O să vă rog, pentru că pe formular există doar proiectul global, o să vă rog ca să la fiecare capitol în parte să votăm împotrivă sau să ne abținem verbal, da? Deci o să întrebe la fiecare capitol cine se abține și sau cine votează împotrivă pentru a se consemna în scris votul dumneavoastră verbal. Bugetul local al județului Sibiu este compus din 12 capitole. Celelalte bugete au câte 3 capitole bugetare fiecare. Le luăm etapizat. Bugetul local al județului Sibiu pe anul 2021, capitolul bugetar autorități publice. Vă rog să votați împotrivă sau să vă abțineți. Cine este împotrivă sau se abține să spună. Grupul PSD se abține. Mulțumesc. Următorul capitol bugetar, alte servicii publice generale. Cine votează împotrivă și cine se abține? Ne abținem. Grupul PSD. Capitolul bugetar, tranzacții privind datoria publică. Cine votează împotrivă și cine se abține? Aceeași situație din partea noastră. Capitolul bugetar apărare. Aceeași situație, adică abținere sau împotrivă? Am spus abținere, n-am spus împotrivă niciun moment. Capitolul bugetar apărare. Cine votează împotrivă și cine se abține? Ne abținem. Capitolul bugetar, ordine publică și siguranță națională. Cine votează împotrivă și cine se abține? Noi ne abținem, PSD-ul. Capitolul bugetar, învățământ. Cine votează împotrivă și cine se abține? Grupul PSD se abține. Capitolul bugetar, sănătate. Cine votează împotrivă și cine se abține? Votul nostru este împotrivă, argumentat anterior. Capitolul bugetar, cultură, recreere și religie. Cine votează împotrivă și cine se abține? Votul nostru este împotrivă. Capitolul bugetar, asigurări și asistență socială. Cine votează împotrivă și cine se abține? Grupul PSD se abține. Capitolul bugetar, locuințe, servicii și dezvoltare publică. Cine votează împotrivă și cine se abține? Grupul PSD se abține. Capitolul bugetar, protecția mediului. Cine votează împotrivă și cine se abține? Grupul PSD se abține. Capitolul bugetar, transporturi. Cine votează împotrivă și cine se abține? Grupul PSD se abține. Am epuizat capitolele bugetare din cadrul bugetului local al județului Sibiu. Vom aborda bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021. Capitolul bugetar, învățământ. Cine votează împotrivă și cine se abține? Aceeași situație, ne abținem. Capitolul bugetar, sănătate. Cine votează împotrivă și cine se abține? Aceeași situație. Capitolul bugetar. Aceeași situație, însemnând abținere sau e greu? Vă rog, doamna consilier, că se consemnează, se înregistrează, trebuie exprimat votul. Este împotrivă acum. Păi, vedeți dumneavoastră că nu e altă situație, nu e aceeași situație. Capitolul bugetar, cultură, recreere și religie. Cine votează împotrivă și cine se abține? Ne abținem.
Ați înțeles de această dată? Da, dar înainte ați fost împotrivă la cultură recreere, acum v-ați abținut, dar e ok. Nu, am fost consecvenți. Am epuizat și acest buget. Trecem la bugetul instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2021. Capitolul bugetar, alte servicii publice generale. Cine votează împotrivă și cine se abține? Abținere PSD-ul. Capitolul bugetar sănătate. Cine votează împotrivă și cine se abține? Împotrivă. Capitolul bugetar cultură, recreere și religie. Cine votează împotrivă și cine se abține? Mulțumesc. Da, am parcurs toate bugetele din cadrul proiectului de hotărâre. Mulțumesc, domnul director. Dacă nu sunt intervenții, cum celelalte puncte 6 și 7 au fost retrase de pe ordinea de zi, am rugămintea să votăm pe formularul de vot punctul privind bugetul Consiliului Județean și cele două puncte care au fost retrase sunt anulate de pe buletinul de vot, prin urmare veți vota doar celelalte puncte. Este anulat punctul privind bugetul pentru că v-ați exprimat votul asupra acestuia, așa a fost consemnat. V-ați exprimat votul pe capitole, a fost consemnat votul dumneavoastră, prin urmare nu se impune să acordăm un vot pe ansamblu. Propun să reluăm ședința online peste 10 minute, este 15.45. Ne revedem la 15.55 pentru a vă anunța rezultatul votului. Mulțumesc! La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Sibiu, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local pe anul 2021, au fost exprimate pe capitole, dar este același, chiar dacă grupul PSD unele capitole le-au votat împotriva, altele abținere. Se calculează și abținerea ca și vot împotrivă. Prin urmare, per global, bugetul a obținut 27 de voturi pentru, 5 împotrivă, ceea ce înseamnă că bugetul a fost adoptat și aprobat. Hotărârea a fost adoptată, bugetul aprobat.